Bună seara, emisie directă, talk show-ul Bună seara, interactiv ca de obicei. Suntem în direct pe pagina noastră de Facebook, acolo puteți să ne scrieți, întreba sau eventual comenta. Încercăm în această seară la Bună seara să luăm pulsul țării. Invitați din toată Republica Moldova în această seară. Începem cu, de la stânga la dreapta, domnul Viorel Furdui, directorul executiv CALM. Bună seara! Bună seara! Alexandru Mațarin, primar de Anii Noi, PSRM. Bună seara! Bună seara! Doamna Valentina Casian, primar de Strășeni, independentă. Bună seara! Bună seara! Domnul Marcel Pobeita, primar de Gangura, Ialoveni, PAS. Bună seara! Bună seara! Și domnul Alexandru Bujoreanu, primar de Leova, LOC și Platforma Împreună. Bună seara! Bună seara! Vreau câte un minut de intrare în temă. Considerați că voi, primarii din Republica Moldova, conduceți Republica Moldova? Simțiți aceasta sau nu simțiți aceasta? Vă rog, domnul, sunteți totuși din Chișinău, sunteți, conduceți o organizație, dar aș vrea să încep cu dumneavoastră, dacă considerați că ei conduc Republica Moldova. Vă rog. Bine, în ultima perioadă de timp eu aș spune că tot mai mult lumea înțelege care este locul și rolul administrației publice locale, a primarilor. Noi vedem foarte mult cum, că este foarte important să se înțeleagă și guvernarea, să înțeleagă faptul că există o legătură foarte strânsă între, eu știu, planurile sale de dezvoltare a țării, de orientare a țării într-o anumită direcție și respectiv ca aceste planuri să coincidă cu posibilitățile, cu capacitățile celor care la nivel local trebuie să implementeze diverse aceste planuri și diverse politici. Deci, cu siguranță, noi în ultima perioadă de timp, să spunem așa, în câțiva ani, 4-5 ani, noi vedem o creștere a interesului față de administrația locală, vedem creșterea anumitor fonduri pentru administrația locală, vedem schimbări la nivelul administrației locale și vreau să vă spun chiar și din partea cealaltă, noi vedem că se distrug anumite mituri despre faptul că autoritățile locale sau la nivel local nu există capacitate, că nu avem oameni în primărie. Și așa mai departe. Haideți să luăm la bani măruți aceste lucruri, le vom discuta pe parcursul emisiunii. La Anii Noi se simte lucrul ăsta sau nu se simte? Vă rog. Desigur, recent, după alegerile petrecute în luna noiembrie, noi ne-am bucurat cel puțin de încrederea locuitorilor orașului Anii Noi și colegii tot așa câștigând din primul tur alegerile. Ne bucurăm de încrederea locuitorilor. Clar că noi am dorit ca să avem instrumente, inclusiv financiare, ca să rezolvăm toate problemele care stau în fața noastră și care ne le pun nouă cetățenii nouă ca să le rezolvăm. Ne străduim să facem față, dar totuși ne dăm seama că în mare majoritate și din punct de vedere a finanțelor se află la guvernarea noastră, în Parlamentul Republicii Moldova, în guvernul și la alte instituții desconcentrate care în mare parte pot hotărâ probleme. Noi din partea noastră, ceea ce permite legislația, noi ne străduim la maxim să le hotărâm reșind din ceea ce ne permite. Valentina Casian. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație, că prin intermediul acestei emisiuni, de fapt, faceți ca vocea autorităților locale să fie auzită. Și noi avem foarte puține televiziuni în Republică, unde invită primari să asculte primarii, nu doar emisiuni de felul că este un pilon în mijlocul unei străzi și așa mai departe, dar să fie auzită și vocea primarilor. Pentru că, de fapt, acestea sunt autoritățile executive, autorități la nivel local, care iau decizii la nivel local. Și astăzi noi nu putem vorbi despre o guvernare a țării eficientă dacă nu este o guvernare locală eficientă, care este în colaborare cu autoritățile centrale. Asta și înseamnă o guvernare eficientă a țării. Nu vorbim doar de centru separat și nu vorbim doar de local separat. Vorbim despre un tot întreg. Nu vorbim și despre dacă... noi și voi vorbim despre noi. Exact. Și dacă vocea autorităților locale, în tot ce înseamnă elaborare de politici, în tot ce înseamnă elaborare de strategii, chiar și în acest parcurs, dacă vorbim că astăzi suntem într-un proces de aderare la Uniunea Europeană. Și aici vocea autorităților locale trebuie să fie auzită și să nu fie subestimat rolul autorităților locale în acest proces foarte important pentru țara noastră. O să discutăm și acest lucru obligatoriu, vă rog. Noi... cei din administrația publică locală, cred că suntem cei care facem legătura
cu personalul de la firul ierbii și guvernarea centrală, fiindcă deseori noi suntem prima structură unde vine cetățeanul, unde se expune nevoile, iar deseori noi cunoaștem cu adevărat care sunt nevoile cetățeanului. Și este foarte importantă această comunicare între APL și APC și dacă politicile statului vor fi îndreptate spre APL, vom avea o bună dezvoltare Republicii Moldova, că nu era statul dacă nu era satul, cum spunea marele poet. De ce? Independent... Și satul este talpa țării, țăranul este talpa țării. Și asta am vrut să spun, că o dezvoltare a țării și o păstrare a tradițiilor țării, știm foarte bine din istorie veche, că provine de la sat. Și cu cât vom avea un sat mai dezvoltat, cu atât vom avea un stat mai dezvoltat. Ați tras Jăratici pe turta satului, pe turta centrului raional, îl trageți dumneavoastră, vă rog. Nu știu dacă termenul primarii conduc Republica Moldova este cel mai corect, ar fi mai binevenit administrează treburile în localitățile și în comunitățile locale, dar administrația publică locală este adevărat, este un pilon important în administrația statului în general. Noi nu vom vedea nicăieri în lume și nici în spațiul european în care ne vedem integrați o țară dezvoltată, o țară prosperă, care să aibă comunități locale slabe, care să aibă primării subfinanțate, fără instrumentariu financiar, fără o descentralizare administrativă și decizională veritabilă. Iată de ce, dacă vrem să construim un astfel de stat prosper și dacă vrem ca cetățenii să perceapă inclusiv procesele complicate prin care trecem, riscurile și provocările cu care ne confruntăm, procesul de integrare europeană care este văzut deseori prin activitatea primarului, prin proiectele atrase de primării, atunci statul și administrația publică locală trebuie să fie parteneri egali și piloni egali în administrare eficientă. Pentru că v-am ascultat pe rând pe fiecare, vreau să ne amestecăm în discuție și să-mi spuneți care sunt problemele majore cu care vă confruntați și poate ar putea fi rezolvate, dar nu este, este o rea voință, nu se rezolvă. Vă rog. Începe satul. Începe cine vrea. Deci, democrație și libertate. Deci o să încep că cea mai mică unitate administrativă, sat, comună, formată din 4 localități. O să spun că la momentul de față sunt mai multe probleme care se confruntă administrația publică locală. O să încep de la problema numărul 1 care ne confruntăm noi, este acea descentralizare financiară, fiindcă, din păcate, avem niște bugete și ca structură și ca volum foarte mici, fiindcă grosul impozitor rămâne încă la guvern sau, să spunem, la bugetul național, iar noi primim impozite mai mici. Avem încă acea problemă nerezolvată a proprietății publice sau a patrimoniului public, acea delimitare a terenurilor, care avem terenuri neregistrate și proprietăți publice neregistrate. Avem încă probleme foarte mari cei ce ține de elaborarea unor politici, cei ce ține de comunicare. Avem probleme încă legate de, să spunem așa, delimitarea unor proprietăți între administrația publică locală și administrația centrală. Desigur că mai sunt și alte probleme, cum ar fi lipsa de personal în administrația publică locală, dar spre fericirea noastră această problemă ultimul timp a fost auzită de autorități și aveam acea deschidere din partea administrațiilor centrale prin care au apărut acele mecanisme ca să putem motiva angajații noștri, ca să putem angajați mai competenți ca să-i putem să-i motivăm. O altă problemă care noi o vedem este lipsa unor fonduri de dezvoltare, unor fonduri cu bugete mai mari care ar permite dezvoltarea localităților noastre, dar sperăm de suflet. Eu tot am auzit în această emisiune de la diversi miniștri, de la alte autorități, că totuși sunt fonduri, că fondurile pleacă dinspre Chișinău în provincii, în satele și raioanele de Republica Moldova pentru a se dezvolta. Aveți fonduri suficiente sau sunt ele politizate sau nu sunt politizate? Vă rog. Haideți să pornim de la ideea ce este un fond al unui stat. De fapt, sunt taxele, impozitele, contribuțiile noastre ca și cetățeni, care nu aparțin statului sau administrației centrale, care nu sunt la latitudinea statului și nu statul le oferă, în cazul nostru, comunităților locale. Sunt niște resurse care se pun la dispoziția comunităților locale pentru dezvoltare. Totuși cineva trebuie să le distribuie. Ele se adună acolo într-un coș și le distribuie cineva, cumva, după anumite criterii. Criterii, evident. Și atunci când acestor criterii corespund, ca în cazul primei ediții a satului european,
mai mult de jumătate, chiar mai mult de două treimi din toate localitățile țării, atunci este o problemă care trebuie soluționată, financiară mă refer. Acum suntem la o nouă ediție a Satului European în care au aplicat peste 750 de localități. Știu colegii primari, știu dorința lor de a dezvolta comunitățile și sunt sigur că mare majoritatea acestor aplicații trebuie finanțate. Dacă există o problemă de ordin financiar, atunci în proces de discuție, inclusiv și cu partenerii externi, unii din care au finanțat aceste fonduri, România a finanțat prima ediție a Satului European. Și pe această cale noi ar trebui să le fim recunoscători colegilor noștri din România, inclusiv prin participarea noastră, poate chiar și în cadrul alegerilor europarlamentare, care se desfășoară acum și care au impact și asupra Republicii Moldova. Ce este foarte important ca aceste fonduri, după cum ați menționat dumneavoastră, să nu fie politizate, să nu se dea temei ca să se considere acest lucru și să fie atribuite în dependență de calitatea aplicațiilor depuse. 750 de proiecte depuse este mult sau puțin? Cineva știe? Aici doar vreau să completez un pic colegii mei, pentru că noi conform legii 436 avem niște competențe și dacă ne referim la Carta Europeană Autonomiei Locale, toate aceste competențe trebuie să aibă și o acoperire financiară. Nu avem în Republica Moldova o asemenea situație când toate competențele noastre să aibă o acoperire financiară. De aceea și ne confruntăm cu toate problemele. Chiar dacă au fost depuse peste 750 de proiecte, acum ne întrebăm, există asemenea fonduri pentru a finanța aceste proiecte, pentru că anterior se spunea că nu există capacități la nivel local. Și de multe ori autoritățile locale erau într-o poziție nefavorabilă în raport cu tot ce se întâmplă la nivel de țară, dacă vorbim de procesul de dezvoltare, că de fapt nu poți să-ți dezvolți o comunitate dacă nu ai sursa de finanțare. Mai mult ca atât, în ultima perioadă noi vedem, dacă să vorbim de finanțări externe, vedem că accentul foarte mult se pune pe partea de soft, pe partea de instruiri, pe deplasări. Vorbeam chiar și săptămâna trecută într-o discuție cu reprezentantul Comisiei Europene că trebuie să existe un echilibru între ceea ce înseamnă finanțare pentru proiecte de consolidare capacităților autorităților locale și centrale și proiecte de infrastructură, pentru că cetățeanul nostru cere ca să fie implementate proiecte de infrastructură, proiecte care să fie vizibile, să fie palpabile. El așteaptă un rezultat. El nu așteaptă pentru primarul pe care l-a ales doar ca acesta să-și crească capacitățile sale și aparatul. Investirea în minți sau în instruiri nu contează pentru viitorul departat? Da, dar vorbesc despre un echilibru. Deci, cu siguranță trebuie să se pună accentul și în toate programele care le avem acum, există parte de creșterea capacităților, dar trebuie să existe un echilibru între finanțarea care este pentru creșterea capacităților și pentru proiecte de infrastructură. Deci, în final, noi trebuie să avem, să implementăm și un proiect de infrastructură pe care să-l simtă cetățeanul. Asta am vrut, aici am vrut să ajung. Da, aș vrea să adaug la ceea ce au menționat colegii. Și ați pus o întrebare foarte bună, 750 e mult, puțin, 750 din toate primăriile, din 898, asta sunt peste 80% din toate primăriile care au aplicat la acest fond. Cred că această cifră ne demonstrează, în contextul discuției noastre despre accesul la fonduri, două lucruri foarte importante. În primul rând, a fost deteriorat încă un mit referitor la faptul, ceea ce am menționat la început, că administrația locală din Republica Moldova nu are capacitate, are suficient capacitate, chiar în condițiile destul de complicate în care activează administrația locală, s-a demonstrat că are capacitate. Și la Satul European 1, când au aplicat majoritatea au primit finanțare și pentru asta noi am apreciat foarte mult acel prim program. Și acum, în genere, a fost demonstrat încă o dată în plus că autoritățile locale au capacitate. Și acum mingea este pe terenul administrației publice centrale să găsească soluții pentru ca marea majoritate, o majoritate covârșitoare a celor care au aplicat să beneficieze de aceste proiecte. Poate nu în primul an, poate etapizat, dar aici este nevoie o discuție foarte serioasă, pentru că noi estimăm, mai ales în contextul ăsta social-politic care există în Republica Moldova, că poate apărea o problemă foarte mare atunci când sute de primării nu vor fi acceptate spre finanțare. Sau proiectele
intențiile cărora nu ar fi acceptate. Acesta va fi un impact foarte negativ, noi credem, și există riscuri foarte mari. Și a doilea lucru care vreau să menționez, eu cer scuze. Doar o precizare vreau să fac și menționați mai departe, toate proiectele care au fost depuse sunt bune? Eu cred că aici noi pășim pe un teren destul de periculos, pentru că, credeți-ne, din punct de vedere chiar logistic, din punct de vedere tehnic, să evaluezi în situația Republicii Moldova 750 de proiecte, să le evaluezi corect, să nu trezească careva suspiciuni, este un risc foarte mare. Că aici întotdeauna o să apară suspiciuni că cineva pe cineva l-a avantajat. De atâta sugestia noastră față de guvernare, față de cei care gestionează acest domeniu, a fost să se facă efortul necesar să se concentreze toate resursele disponibile, să se discute cu partenerii noștri de dezvoltare pentru ca să se găsească soluții la această problemă extraordinar de importantă în această perioadă de timp. Și eu ceea ce vreau să menționez. A doilea lucru foarte important, eu cred că la care noi trebuie să atragem atenție, că să recunoaștem cu toții și cu toții să ne gândim care este soluția, care de fapt ne duce spre o anumită soluție, că să recunoaștem că accesul la fonduri în Republica Moldova este extrem de mic pentru administrația locală. Doar închipuiți-vă, noi cu toții acum, iată ce am vorbit, noi vorbim despre niște proiecte, maximum valoarea cărora este 10 milioane. În euro, astăzi undeva 500 de mii de euro. Cu acești bani, să fim sinceri, toți cunosc foarte bine acest lucru, nu dezvolți țara. Nu poți face drumuri, apeducte, sau ne trebuie sute de ani pentru ca să rezolvăm problema aceasta. De aceea este chiar în comparație cu, să vedem, peste Prut, cu Bulgaria, cu Slovacia, Cehia, cu regii noștri din Lituania, noi avem nevoie de resurse de 10 ori. Și de 10 de ori mai mari pentru a dezvolta localitățile noastre. De aceea, o discuție foarte importantă, noi credem, și un argument de ce noi trebuie în mare parte să ne mișcăm înspre Uniunea Europeană, de exemplu, sau spre spațiul acesta civilizațional, anume în afară de standardele cele care le oferă și garanțiile pentru cetățeni, pentru drepturile omului, justiție și așa mai departe, dar anume și scopul acesta asta nostru de a dezvolta țara. Altfel, noi pur și simplu nu o să reușim. De ce? O să rămânem fără populație acolo, asta în statele din Republica Moldova, și ar fi trist. Eu am fost acum, ca toți moldovenii, la Paștele Blajinilor și m-am bucurat foarte mult că în satul meu este viață și probabil această viață se resimte și în alte sate. E un lucru foarte îmbucurător. Știți, în acest context, eu încerc scuze, dar în acest context și cum arată experiența altor țări, este mult mai ușor să investești mai mult, chiar la etapa aceasta, ca să păstrezi, creezi infrastructură, să creezi condiții de viață în comunitățile astea locale, decât pe urmă să încerci să revii, cum au încercat alte țări și au probleme foarte, foarte mari. Deci, repet, și asta e o temă foarte importantă de discuție la noi. 750 de proiecte, bani puțini și nu le putem acoperi pe toate. Ce ați propus dumneavoastră, de exemplu, ca să înțeleg și eu și să înțeleagă toată lumea, ce propune satele sau orașele din Republica Moldova spre acceptare? Noi, de exemplu, clar că din start ne-a stăruit să fim activi la toate oportunitățile de finanțare care le oferă statul nostru sau organizațiile internaționale. Cei mai real, într-adevăr, este statul european. Și am mers pe calea asta și am întrebat cetățeanul. Am mers cu un sondaj cu susținerea la NDI, care a întrebat cetățeanul care sunt cele mai principale problemele ale orașului. Și deci clar că pe primul loc este drumul, a doilea loc este apa, canalizare și restul deja terenuri de joacă, de sport și așa mai departe. Noi totuși am ales canalizarea, care este o problemă foarte mare, deoarece cetățenii noștri diverse apele uzate în sol. Este această problemă și cred că la toate localitățile. Dar cu păreri de rău, noi orașul suntem puțin mai mari, avem 10.000 de locuitori, comparativ cu unele localități care, de exemplu, Gangura, da? 2.000 de locuitori, domn primar, și finanțarea e tot aceeași. Ori acolo 10 milioane se oferă, ori aici 10 milioane. Deci necesitățile orașului este cu mult mai mari.
Foarte sperăm totuși că să nu fie politizată decizia cu privire la acordarea acestor fonduri, deoarece totuși prioritatea la satul european 2 este apeduct și canalizarea și noi am hotărât să riscăm cât mai puțin și să mergem pe calea apeductului și canalizării. Este prioritatea dumneavoastră sau prioritatea tuturor? Cetățenii. Și cred așa au ales cetățenii acolo, la dumneavoastră. Da. La voi ce au ales cetățenii? Dacă îmi permiți și mie, ce ține de fonduri, eu vreau să fac numai mențiune. Noi, în primul rând, cu toții trebuie să salutăm faptul că participăm la a doua ediție a satului european. Și a arătat experiența că acest program este foarte bun, fiindcă ați văzut setea primarilor de accesa acest proiect și vedem cu toții niște proiecte palpabile care le simte cetățeanul și asta bucură că guvernul a înțeles că este nevoie de acest fond și de acest proiect. Ne bucurăm și de faptul că a fost lansată ediția a doua, la fel ca și la domn primar, noi am făcut o chestionare datorită NDI-ului, au fost chestionați cetățenii au determinat care este nevoia principală, spre exemplu la mine localitate este vorba despre centru multifuncțional, ce țară în vedere activități sportive, activități pentru tineret, activități culturale, fiindcă este lipsă totală la mine în comunitate. Dar vreau să spun un lucru, că noi primarii trebuie să mulțumim și la toți donatorii străini, adică și cei ce ne mai ajută pe noi și programe gen USAID, comunitatea mea mă implică, ele sunt foarte binevenite și vreau să menționez, fiindcă cum doamna primar a spus, că pe lângă faptul că noi aici beneficiem din niște instruiri și din niște dezvoltarea capacităților manageriale și administrative atât a primarilor cât și angajaților primăriilor. În final, noi beneficiem și de careva proiecte de infrastructură. Dar iată așa genul proiecte ar fi foarte binevenite pentru Republica Moldova cu finanțare din partea Uniunii Europene, iar în cazul ăsta, noi cu toții trebuie să înțelegem că dezvoltarea reală domnule a țării primar, noastre are o singură nu cale. Nu vin de jos în sus, nu de la dumneavoastră spre ei se duc? Sigur, vreau să vă spun că atunci când a fost lansat satul european, am avut lungi dezbateri privind domeniile de aplicare, privind faptul că la ce a trebuit statul să atragă. Multe din propunerile noastre au fost acceptate. Vreau să spun chiar și la prima ediție cu planurile urbanistice, ați văzut multe primării care au depus la planurile urbanistice și multe alte domenii de intervenție. Sigur, noi cu toții ne dorim ca să fie cuprinse cât mai multe domenii de intervenție, cât mai multe fonduri, dar până nu o să fie înțeles lucrul acesta, nu o să putem dezvolta satele noastre, fiindcă eu o să dau un exemplu. O comunitate ca a mea, cu 4 localități, ca să dezvolte un sistem de canalizare, are nevoie de 70 de milioane de lei pentru ca să realizeze. 70 de milioane de lei, asta ar însemna cam 7 ediții ale satului european. Vă rog. Da. Dacă vor fi anual. Aici vreau să completez un pic, într-adevăr, pe partea de dezvoltare. Ați spus dumneavoastră că satul are viață. Este foarte important și, de fapt, așa mi s-a părut mie, nu știu. Asta o dorește fiecare primar, să dea viață localității pe care o administrează. Dar, de fapt, ca să putem dezvolta o comunitate, trebuie să avem și o dezvoltare economică. Ca să putem atrage investitori, să dezvoltăm economia, trebuie să dezvoltăm și infrastructura, pentru că investitorii vin acolo unde există și o infrastructură. Pentru ca să putem face lucrul ăsta, e nevoie și de o descentralizare. Și vorbim ultima perioadă și în mod special de descentralizare financiară, pentru că nu toți cetățenii cunosc că din impozitele pe venit, persoane juridice în localitățile noastre nu rămâne niciun leu în bugetul local. Ei spun că achită taxă pentru drum, pentru alte taxe care sunt achitate. O parte din ele rămân în bugetul local, dar o parte sunt concentrate în bugetul național, după care sunt transferul cu destinație specială pentru educație și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri foarte importante. Mai mult ca atât, ce ține de, spuneați dumneavoastră, nevoile, se ține cont atunci când se lansează un asemenea program de nevoile satului. Eu aș spune mai mult că toate nevoile comunităților, de fapt, trebuie să se regăsească în politicile statului. Dar la noi ce se întâmplă? Dacă șchiopătează comunicarea între autoritățile locale și autoritățile centrale și, în mod special, noi punem accentul pe o comunicare instituționalizată, prin intermediul Congresului Autorităților Locale, pentru că este o structură care reunește mai bine de 70% din unități administrative teritoriale din țară,
deja 80%. Deci este o structură și este o voce a autorităților locale și ceea ce ne-am dorit noi foarte mult ca să existe această comunicare. Subiect care a fost abordat și în cadrul ședințelor instituțiilor europene. Vorbesc de Congresul Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei, alte instituții unde sunt, avem delegați noi din partea Republicii Moldova și abordăm aceste subiecte. Dar ce s-a întâmplat la noi? Chiar și la elaborarea strategiei de reformă a administrației publice, că acum a fost adoptată această strategie, nu este separat pentru autorități locale și centrale, este o strategie unică. Nu a fost implicată această structură, această asociație în procesul din start, în procesul de elaborare a strategiei. Este un document foarte important. Spre regret, doar spre final, a fost consultări și nici în acea situație nu s-a ținut cont de toate sugestiile care au fost din partea reprezentanților autorităților locale. O să vreau să discutăm mai mult despre acest lucru, dar să-l ascultăm pe domnul primar de Leova. Spuneam în debutul emisiunii că administrația locală și cea centrală trebuie să se privească reciproc ca și parteneri. Și atunci când există probleme la nivel local, trebuie să existe certitudinea că atunci când sunt vociferate, sunt întreprinse și măsuri pentru rezolvarea problemelor. Problemele noastre ale comunităților locale sunt în mare parte similare, cu anumite diferențe. Eu nu știu dacă există localități în țară care nu se confruntă cu problema drumurilor locale. Iată, drumurile locale, spre regret, nu sunt o prioritate în programele de finanțare națională. Argumentul... Uite, doamna Cașiar, mai puțin. Eu merg pe drumul din Strășeni foarte des, localitatea mea de Baștină, și cel puțin drumul central este super ok și luminat. Credeți-mă foarte bine. În municipiul Strășeni există străzi unde cetățenii ar vrea să fie condiții mai bune și există în fiecare localitate. Abordarea guvernului este că prioritar este construcția sistemului de apeduct și de evacuare a apelor reziduale și după ne apucăm de drumuri. Bine, avem localități în care avem 99% procentul de acoperire cu apeduct. Ar trebui să existe programe de finanțare pentru acele localități ca să poată să acceseze fonduri pentru drumuri. Chiar dacă cunoaștem că aceste fonduri trebuie să fie extrem de mari, sunt niște lucrări destul de costisitoare. Aici susțin ce au spus colegii, ar trebui să fim maxim recunoscători partenerilor externi. 2 ani în urmă am finalizat 2 proiecte, unul care ține de extinderea sistemului de canalizare pentru 700 de case și a fost nevoie de 2,5 milioane de euro, costul total al lucrărilor. Bugetul local și bugetul național nu a putut să acopere aceste lucrări. Un alt liceu renovat, proiecte în sumă de sute de milioane. Noi aducem plus valoare prin fonduri externe care depășesc de multe ori bugetele noastre locale. Și atunci ar trebui cumva ca și administrația centrală să vină cu un anumit suport. Atunci când vorbim de asigurarea unei contribuții obligatorii în orice proiect, mulți din colegii noștri, îndeosebi din localitățile rurale, ar vrea să acceseze anumite proiecte, dar nu pot acoperi financiar acea contribuție. Și aici statul ar trebui să intervină. Și cel mai important... Adică partea localității s-o plătească cumva statul, da? Dacă este inițiativă, ea trebuie susținută și încurajată. În unele cazuri, din contra, statul vine cu băta, cu controle excesive, cu ANI, cu inspecții financiare. Avem cazuri recent, semnale alarmante la Oficiul Teritorial Căușenia, Cancelarea de Stat, care se ocupă cu presiunea asupra primarilor, în special din raionul Ștefan Vodă. Avem cazuri de demitere ilegală, practic, a primarului de Căușeni, care are 2 hotărâri ale instanței de judecată, una care îi validează mandatul la funcția de primar și alta care îl lipsește de acest mandat. Sunt niște derapaje care noi cel puțin nu le înțelegem și ar trebui să... Este foarte complicat să discutăm aceste cazuri, pentru că nu avem toate datele problemei și dacă... E un proces de judecat, îl prejudiciem și eu chiar nu cunosc în detaliu aceste... Ar trebui să fie un subiect prioritar și pentru alte emisiuni. Ok. Da, domnul Surdu, aici am vrut doar să pun accentul pe un moment foarte important. Avem parteneri care finanțează direct, deci finanțarea o direcționează direct către autoritățile locale. Avem parteneri care finanțează proiectele prin intermediul autorităților centrale. Și atât, aici vin cu un exemplu. Programul Comunitatea Mea, USAID, este un program care finanțează direct autoritățile locale și impactul este absolut altul. Avem alt proiect, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, este un proiect regional, circa 40 milioane euro, care prevede construcția aducțiunii Chișinău, Strășeni, Călăraș și în satele din raioanele Strășeni și Călăraș. Acest proiect, memorandum a fost semnat în anul 2013. Deci noi avem 11 ani și implementarea acestui proiect încă nu s-a început. Iată, aici am vrut să accentuez ce înseamnă... De ce trenează, doamna Casian? De ce...
Nu-l porniți. Pentru că nu există o memorie instituțională. Pentru că guvernele, noi știm câte guverne au fost schimbate și atunci când vine un alt ministru, un alt prim-ministru, se începe tot din nou și ședințele din nou și studiile de fezabilitate deja nu mai sunt în vigoare și se începe elaborarea unor alte studii, dar asta este, aici este vorba de zeci de mii de euro și sute de mii de euro. Dumneavoastră personal, care sunteți de foarte mult timp la Strășeni, nu puteți fi acea memorie instituțională, pentru că le puteți reaminti, le puteți povesti ce a fost. Iată, și la ce ați Strășeni, pornit. Prin intermediul programului Comunitatea Mea și Sova Caid, a fost creat, a fost implementat un proiect, deschis un ghișeu unic, Centrul de Informare pentru Cetățeni, și anume accentul am pus pe crearea memoriei instituționale a primăriei. Dacă pleacă un funcționar, se păstrează absolut tot în memoria aceasta. Dacă pleacă primarul Casian și vine altul, el tot absolut are, este un nucleu de informație și orice cetățean are un dosar, orice agent economic din comunitate, este foarte important. Ar fi bine ca acest lucru să existe și la nivel central. Este un lucru foarte important din punctul meu de vedere și trebuie să se întâmple peste tot locul, pentru că în toate organizațiile trebuie păstrată această memorie care de fapt duce la progres. Insist să vă întreb despre reforma APL, reforma teritorială și amalgamarea voluntară. Este foarte greu de pronunțat, eu știu ce înseamnă asta, dar vă rog să o explicați dumneavoastră și ce credeți despre acest lucru. Eu am început despre această strategie și cred că colegii să se expună, ca apoi să nu monopolizez toată discuția. Vă rog. Cred că dacă îmi dați voie, nu trebuie de întrebat de amalgamare, de primare, de oraș. Cred că mai mult amalgamarea se referă la localitățile sătești care au mai puțin locuitori. Adică, haideți să deschidem parantezele. Da. Se unesc mai multe primării binevol. Am înțeles corect? Da. Sunt dispuși primarii din satele mai mici din Republica Moldova să se unească cu satul vecin mai mare? Noi știm rânza moldoveanului. Și eu știu că vin și eu dintr-un sat mic, care nu a avut primărie tradițională, acum o are, și cred că n-ar vrea să se lipsească de ea. Eu am văzut că toți colegii s-au uitat la mine. Și eu, în primul rând, a pasat mingea la mine. Apropo, de la fotbal venim și mai folosim termen sportiv. Fotbalul este în satul dumneavoastră? Este. Și aveți satul, teren acolo? Da, avem deja e bine. Două teren. Și la noi, echipa noastră vine de la campionatul european a primarilor, de asta și-am folosit. Felicitări, eu mă bucur că lucrurile se întâmplă acolo în sat. Deci, situația este în felul următor. Iată, uitați-vă, am atras atenție când dumneavoastră ați citit noțiunea. Amalgamare. Păi, eu nu folosesc fiecare zi, de aia am citit-o. Credeți-mă că cetățeanul de la firul ierbii încă mai greu deslușește lucrul ăsta și nu este pe înțelesul lui. Iată, când a apărut noțiunea amalgamare, toți se întrebeau ce mai este și asta. Unii au deschis dexul când au văzut că este un procedeu chimic sau fizic de contopire a două metale. Toți s-au întrebat ce mai înseamnă asta sau amestecă două substanțe. Dar dacă vorbim despre conceptul de amalgamare, ni s-a prezentat un singur concept care poate fi, spune, un mecanism de reformă administrativ-teritorială. Din păcate, au fost uitate și alte mecanisme, cum ar fi cooperarea intercomunitare, delegarea de competență, municipalizarea, care noi am propus-o, și altele. Din păcate, s-a insistat pe conceptul de amalgamare. Noi avem de acum 3 ani de zile de când se insistă pe conceptul dat, s-a făcut o strategie, după aceasta s-a venit cu un regulament, cu oarecare mecanisme de stimulare, dar din păcate, la momentul de față, eu ca primar de localitate, care de acum am 4 localități în comună, nu văd ca un instrument viabil sau ca un instrument care aduce dezvoltarea comunității noastre. Și o să explic de ce. În primul rând, la momentul de față, noi nu avem încă problemă rezolvată cu descentralizarea financiară. Adică s-ar întâmpla, și am spus-o 2 ani de zile urmă, că unim 3 sărăcii și creăm o sărăcie mai mare. Dar nu facem niște economii? Nu facem economii. Niște salarii în minus nu vor fi? Nu, salariul nu facem, primarului, nu facem, salariul... fiindcă dacă, din contra, sunt creșteri și plus la asta, încă creăm și niște impedimente pentru cetățean. Fiindcă noi nu avem încă rezolvată problema cu infrastructura între localități, da? Nu avem problemă rezolvată cu drumurile într-o localitate. Cetățeanul o să fie nevoit să deplaseze nu 5 km ca acum într-o comună, dar 17, dar 15. Știind infrastructura rutieră, știind mecanismul care noi îl avem cu transport public care nu este dezvoltat. Domnule primar, vorbiți de distanțe reale, 17 da, km între... Iată, eu o să vă dau exemplu. La mine, la momentul de față, dintr-o localitate până în alta, sunt 12 km.
conform conceptului cu localitatea unde eu ar trebui să mă amalgamez, mai adaug 8. Adică cetățeanul trebuie să meargă 19 km ca să obții un act. Da, noi toți vorbim despre digitalizare, tehnologii moderne, dar la momentul de față, încă în localitățile noastre, noi avem realitatea care o avem. Încă avem persoane care nu au calculatoare, nu cunosc calculatorul. Mai ales persoanele în vârstă care au rămas în sate. Da, nu, sunt persoanele. Iată, noi am creat pentru ele niște mecanisme, cum ar fi Centrul Unic de Prestare a Servicii, CUPS-urile, care sunt binevenite. Dar, din păcate, amalgamarea nu rezolvă și altă problemă, care este, care v-am spus, problema financiară. Fiindcă chiar și atunci când este făcut acest concept, nu pune accentul pe capacitățile manageriale sau pe faptul cum ar trebui să se dezvolte o localitate. Că localitatea X e mai bine dezvoltată din punct de vedere a patrimoniului, a venitului. Și ar trebui, din contră, localitatea Y să vie la localitatea X. Noi avem cazul unde localități cu bugete mai mari, cu venituri mai mari, trebuie să pleci la o localitate care are pur și simplu cu 500 de locuitori mai mult. Și atunci apare întrebarea, ce obține localitatea dată? Sau în cazul în care o localitate mai mare ia două localități mai mici care au probleme peste cap, două sisteme de aprovizionare cu apă sau trei sisteme de iluminare, primarul celălalt ia o povară foarte mare, nu rezolvă nimic. Iar stimulentele care noi le propun legea sunt 150 de milioane. Iată, dacă îi spun pe colegi să facă un simplu 150 de milioane pentru toată Republica, o să spun la colegi cât ar însemna 150 de milioane pentru dezvoltare. Și o să vedeți. O să spunem 7 km de drum asfaltat cu bordură. Asta rezolvă o problemă într-o comunitate amalgamată. Ce facem cu restul? Ce se întâmplă totul în cazul ăsta? Totul e atât de negru cum descrieți dumneavoastră a doilea lucru care îl apare. Ce se întâmplă cu cetățeanul? Fiindcă scopul unei reforme este noi să oferim cetățeanul niște mecanisme clare prin care cetățeanul o să aibă dezvoltare mai bună, un serviciu mai apropiat, niște servicii mai calitative. Dar noi creăm modalități de a se deplasa el câțiva kilometri. Noi creăm niște modalități ca el să nu poate beneficia de serviciu. Și cel mai interesant, că noi știm, iată, și colegii nu o să-mi dăie voie să mint, mai sunt colegi care au niște comunități în comună sau în oraș, cum e la deseori primarul este acel persoană care ascultă nevoia. Este acel persoană care rezolvă problema, în primul rând, dă un sunet, caută, face acea comunicare. Dar vă închipuiți că noi îl privăm pe cetățean de dreptul ăsta. Ce se întâmplă cu comunitățile noastre? Iată, noi eram nu de mult în deplasare în Germania și am discutat cu colegii noștri străini cum merge dezvoltarea asta. Păi vreau să vă spun că în Cehia și în Slovacia sunt câte 4.000 de primării. Câte 6.000 de primării. Și avem exemplu unui stat de Uniunea Europeană care a trecut prin acest reformă și acum se gândesc cum să revie înapoi la momentul de unde au pornit ei. Dar numai bine s-ar crea niște mecanisme, cum ar fi cooperarea intercomunitară. Și ne-ar permite 9, 5, 6 primării să ne cooperăm într-un serviciu de evacuare a gunoiului, într-un serviciu de canalizare, sau crearea adiurilor, apropo, care a fost și este salutabilă, unde se unesc mai multe primării și prestează un serviciu ca canalizare, ca apeduct, sau ne cooperăm pe servicii cum sunt achizițiile publice, juridică, arhitectură. Adică sunt alte mecanisme care ar putea rezolva problemele noastre. Iertați-mă, vorbiți atât de clar încât și eu înțeleg chiar ce spuneți. Cei de la centru nu înțeleg sau nu comunicați? Deci noi comunicăm cu dânsii. Noi am fost chiar membri a grupului de lucru. Careva din acțiunile noastre au fost primite, atât nu de mult a fost primită legea cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. A apărut noțiunea de cooperare intercomunitară. Noi sperăm foarte mult că toate părerile noastre o să fie auzite, fiindcă, adevărat spunea doamna primar, dacă ar fi auzite toate părerile noastre și toate ideile care provin de la noi, credeți-mă că s-ar realiza niște lucruri frumoase. Fiindcă eu o să dau un exemplu, iată, eu mă bucur foarte mult că guvernarea ne-a ascultat foarte mult cu scoaterea plafoanelor, cu oferirea posibilității de evaluare a bunurilor imobile. Sunt niște acțiuni foarte bune care au fost ascultate de la administrația publică și locală. Și iată, avem primării care și-au crescut bugetele cu 20%, cu 30%, cu 40%, care ni s-a dat nouă posibilitatea să ne dezvoltăm. Și ne bucurăm foarte mult de acea deschidere care a fost și din partea Ministerului Finanțelor. Dar noi ne dorim o deschidere mai mare,
ca să fim ascultați și ca să putem să realizăm lucruri mai bune. Și mai ales în perioada anului acesta care noi îl avem, un an important pentru Republica Moldova. Este un an electoral, este mai complicat și mă gândesc că și guvernarea pleacă mai des urechea în anele electorale, pentru că toți politicienii pescuiesc, și-am pus ghilimelele de rigoare, acolo la țară votanții și este bine acest lucru, este democrația care mișcă lucrurile înainte. Ceva de completat la această temă? Dumneavoastră ați menționat dacă este lumină, da? Lumină în toată discuția asta despre reformă. Cu siguranță vreau să aduc câteva argumente. Există lumină. Problema principală, și colegii tangențial, una din problemele acestea au menționat, dar eu i-aș spune aceasta, ea este o problemă fundamentală, este faptul că multe lucruri se încearcă să facă în grabă la noi și respectiv, pentru, dacă vorbim despre reforma administrații publice, și centrale, și locale, nu în zadar foarte multă lume consideră că ea este una din cele mai importante reforme și cele mai fundamentale. Deci aici nu poți să mergi cu niște măsuri grăbite sau ceea ce la noi simțim pe domeniul acesta, impuse de către cineva, de unii consultanți, care deseori nu țin cont de realitățile care le avem. Deci vreau să spun că și cu amalgamarea voluntară, un concept care este necesar, noi considerăm, și apropo, noi, Congresul Autorităților Locale, am fost cei care pentru prima dată am încercat să-l aducem în vizorul și autorităților din Republica Moldova, ea este necesar ca un instrument, alături de cooperarea intermunicipală, cum s-a menționat aici, alături de asociațiile de dezvoltare intercomunitare, alături de orașele în calitate, conceptul orașelor în calitate de pol, de crești, alături de delegare de competențe, de la mai mici la cei mai mari. Deci există un șir întreg de instrumente care nu, unul nu este mai important decât altul. Pur și simplu el trebuie să fie dezvoltate, trebuie oferite administrații publici locale și ele treptat o să le pună în valoare. Dar un aspect care clar de aici rezultă și din discuția aceasta este că nicio reformă de acest gen nu poate fi făcută numai pe hârtie, șezând în cabinete și desenând ceva pe hârtie. Paralel este nevoie absolut, iată experiența Republicii Moldova o demonstrează foarte bine, paralel este nevoie de o discuție serioasă cu partenerii noștri de dezvoltare și cu societatea în întregime privind fondurile necesare pentru implementarea acestei reforme. Colegii au menționat, chiar astăzi ați auzit, numai în Gangura, de exemplu, ca să rezolv problema cu apeduct, canalizare, 70 de milioane. Iar fondul total pentru această unificare, da, amalgamarea primărilor, este de 150 de milioane. Nu, ni se promite, știți, ni se promite că vor fi, vor veni, dar... Până la urmă, domnule Furdui, trebuie să înțelegem că este un sac cu bani și sacul nu este fără fund. Țara, în general, o duce greu în condițiile actuale. Este un război alături, alte probleme, crize... Anume de atâta, noi trebuie să mergem pas cu pas. Trebuie să mergem treptat, trebuie să avem o viziune clară a noastră, o viziune, guvernare trebuie să aibă, oricare ar fi ea, trebuie să aibă o viziune foarte clară privind această reformă, pe care noi toți considerăm. Eu cred că sunt toți conștientizează faptul că trebuie să facem ceva la nivel central și la nivel local, anumite schimbări, modificări, îmbunătățiri. Dar nu așa, în modul care... În opinia noastră, grăbit care se încearcă să se facă și doi, nu ținând cont de condițiile social-politice, economice care există în prezent. Deci noi trebuie să mergem pe încet, dar cum se zice, să ne grăbim, dar încet. Și să comunicăm foarte bine. Eu cred că, iată, astea sunt condițiile principale. Și în cazul când o să existe aceste condiții și sunt soțite de finanțare, noi o să putem găsi soluțiile. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani demonstrează foarte clar că tot ceea ce se vorbește despre faptul că avem prea multe primării, că ele nu au capacitate, că nu au personal, există undeva anumite probleme în acest sens, dar dacă se rezolvă alte probleme, să vedeți că, cum demonstrează experiența, că au capacitate, n-avem prea multe primării, dacă comparăm cu Cehia, cum s-a menționat, 6400 de primării la 8 milioane de populație, Slovacia 4000 și ceva de primării, deci nu
impresia noastră, și eu finalizez aici, impresia noastră este că atunci când vrei să rezolvi o problemă, te bazezi pe niște fapte relevante. Iar noi, toți anii ăștia, și eu mă refer nu numai acești 2, 3, 4, 5 ani, dar vreo 20 de ani, toți cei care vineau cu ideile de reforme radicale, administrativ-teritoriale și mai departe, se bazeau pe niște argumente care s-au adeverit că ar fi niște mituri. Repet, că avem prea multe primării, că n-au capacitate. Iată, uitați-vă, satul european. Peste 80% de primării au avut capacitate să aplice. Și majoritatea din dânsele, peste 40%, au aplicat la proiecte destul de mari. Până la 10 milioane de lei, apă și canalizare. Și un proiect, deci, nu se strie simplu. Cine vă ajută acolo să faceți acest lucru? Pentru că este destul de complicat să strie un proiect. Vă rog. Aș vrea să completez aici, în contextul reformei. Amalgamarea voluntară nu este o panacee și nu trebuie privită ca o soluție la problemele, inclusiv financiare, cu care se confruntă statul și implicit comunitățile locale. Amalgamarea trebuie să existe ca și un instrument alternativ și sub nicio formă nu trebuie să devină obligatorie. Noi am analizat experiența altor state. Noi am fost cu colegii, inclusiv cu doamna Casian, în state ca și teritoriu și ca și populație similare cu Republica Moldova. Spre exemplu, Albania și Macedonia de Nord. Dar până la aplicarea unei reforme... Nu știu dacă sunt exemple foarte avansate, totuși, țări foarte avansate. Creșterea, inclusiv cea economică, a pornit de jos în sus. A pornit de la dezvoltarea economică locală. Dar pentru asta, instrumentarul necesar și capacitarea primăriilor trebuie să înceapă să vină de sus în jos. Am văzut că până la reformele destul de dureroase, cele administrativ-teritoriale de acolo, ca și la noi, acolo s-a oferit întâi de toate instrumentarul financiar. Spre exemplu, în aceste două țări, din TVA-ul de 18%, 6% merge în bugetul local. Atunci când oferi anumit instrumentariu, vezi capacitatea acelei primării și ea reușește în multe cazuri să dovedească existența și dreptul la existență. Dacă nu vom avea procese precum digitalizarea, ieri m-am întors din Estonia, care a trecut la fel pentru un proces de unificare și care este campioană a Uniunii Europene la capitolul digitalizare. Asta vreau să spun, am fost și eu acolo, este campioană și multe țări avansate din punct de vedere economic au de parcurs drumul până la Estonia. Ce face cetățeanul din... Câți ani a durat reforma, cum a fost făcută, ce investiții au fost făcute și din partea și în calitate de membru a Uniunii Europene, în infrastructură, în... și nu uităm că Estonia a avut un anumit fundament. Dar și ei sunt un popor mai organizat decât moldovenii, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Ce face locuitorul din comuna domnului primar în cazul unei amalgamări și el are nevoie de semnătura domnului primar pe un certificat la o distanță de 19 sau 17 km? Digitalizare. Noi nu vedem mișcări în acest proces atât de palpabile și simțitoare. Să nu uităm că cetățenii noștri nu posedă în întregime. A fost aici în studioul ăsta ministrul responsabil și am înțeles cel puțin din vorbe că n-am cum să verific că lucrurile avansează totuși. 20 de ani în urmă, Estonia a finanțat un program național care a învățat copiii de la 8 ani până la vârstnicii de 80 de ani să folosească calculatorul, să folosească instrumentariul necesar. Noi nu am ajuns încă la acel nivel. Ei s-au rupt la timp de la mama. Exact. Și când vorbim în încheiere, când vorbim de optimizarea cheltuielilor financiare, nu trebuie să privim la primării implicit la cele mici. Trebuie să privim la structurile parazitare numite consilii raionale. Care sunt rolurile lor? Ce fac ei cu 3 miliarde de lei pe care le gestionează anual? Ce servicii prestează direct cetățenilor? Cu ce se ocupă acești funcționari? Dar democrația costă. Trebuie astăzi... să fie cineva care să vă verifice, să verifice lucrurile. Consiliile cum se întâmplă acolo. Nu ne pot verifica. Noi nu suntem în subordinea Consiliului. Domnul primar vrea să spună, și încă un aspect important, dacă discutăm despre reformă, că noi trebuie să spunem clar prioritățile, să le identificăm și să ne bazăm pe ele mai departe. Pentru că, într-adevăr, noi am venit cu o propunere către guvernarea actuală, inclusiv că să ne focusăm înainte de alegeri, cu mai mult timp, ca să ne focusăm pe niște probleme concrete. Cum sunt, de exemplu, cum a menționat domnul primar, problema raioanelor sau a consiliilor raionale, deoarece deja rolul lor este absolut cu totul altul care era cândva când și aici, ele iertați, domnule, erau văzute. Nu vorbim de angajații consiliilor raionale. Vorbim de organul decizional care distribuie resurse. Ca structură care Nu atacăm persoane, e ideea atacăm. Care este doar consumator de niște resurse importante care ar putea fi direcționate spre dezvoltare.
Și în acest sens mai sunt și alte, mai multe probleme, cum s-a menționat, descentralizare financiară, mai multe taxe, impozite, impozite pe venitul persoanelor, juridice să vină o parte la administrația locală, asta ar stimula foarte mult dezvoltarea locală. Impozite pe venitul persoanelor fizice la domiciliu pentru mediul rural e important. Și domnul multe, primar Danini, nu vreau așa te audit ceva, vă rog. Este, avem și experiența asta din anul 2000, când într-adevăr s-a făcut reforma administrativ-teritorială, care 98. Au trezit, da, 98 până în 2000, care au trezit nemulțumirea cetățenilor, fiindcă ei nu au fost gândite, nu au fost consultat cetățeanul, fiindcă, într-adevăr, noi, locuitorii din orașul Aneni, noi am fost nevoiți să plecăm pentru un certificat simplu ori la Eloveni, ori la Strășeni, ori în alte părți și, într-adevăr, asta au trezit nemulțumiri. Dar, spunem așa, da, a fost și invers. Nemulțumirea e inversă, că s-a schimbat, s-a trecut de la cele județe înapoi la raioane. Am auzit și așa voci. În mare parte, lumea totuși dorea reîntoarcere la aceleași servicii care au fost la raioane, dar la ziua de azi, într-adevăr, unele funcții ale raioanelor sunt depășite și, într-adevăr, ar fi calea corectă, consider eu, optimizarea cadrelor sau optimizarea statului de personal a raioanelor. Vreau să vă mai întreb, vă rog, scurt aici și... Aici doar ruptura, în opinia mea, se produce și pentru că la elaborarea acestei strategii, de fapt, au fost angajați experți din afara țării. Și un alt element foarte important, pentru că noi chiar în cadrul consultărilor spre final puneam accentul și întrebarea directă era, dar ce se întâmplă cu autoritățile de nivelul 2, raioanele, la care nu am primit niciun răspuns. Și în această strategie o să găsiți că este descrisă experiența Albaniei și Macedoniei și nu a Estoniei, pentru că Estonia de fapt în tot acest proces a pornit cu lichidarea autorităților de nivelul 2 și după a fost procesul de amalgamare. Nu s-a întâmplat tot într-un an, doi, a fost o perioadă îndelungată. Deci nu a fost luat Estonia sau alte state avansate ca exemplu, dar a fost Albania și Macedonia aici, care spun că sunt mai aproape de situația Republicii Moldova. Imediat o să interveniți, dar vreau, mai avem 10 minute de emisie în direct. Aș vrea 5 minute să discutăm despre cursul european al Republicii Moldova, ce știu cetățenii de acolo, din satele voastre, ce nu știu, ce ar trebui să știe și câte un minut la final de concluzie ca să puteți să vă spuneți pasul pe final. Vă rog. Deci eu aș vrea să completez un lucru. Din păcate, la noi reforma administrativ-teritorială este privit ca o reformă teritorială mai mult. Uităm de faptul administrativ. Asta este o greșeală totală. Nu vedem acea delimitare a competenților. Nu găsim nicăieri încă delimitarea competenților, care este o problemă. Dar cel mai grav că reforma nu ne dă răspuns la o întrebare. Iată că noi facem reforma amalgamare aceasta, unde uităm de careva lucruri, cum este cultura, istoria localităților. Nu se ia în calcul faptul că localitatea are multietnică, că localitatea are o istorie mai comună cu altă localitate. Iată, lucrul ăsta nu este privit în prisma reformei și asta este negativ, fiindcă nu duce putem la... trăi moldoveni, ruși, evrei alături? Se întâmplă ceva dacă trăim într-o comunitate? Eu vă dau exemplu. Da? Iată, sunt două localități una lângă alta, care istoric toată viața nu s-au înțeles locuitorii, dar urmează să se amalgameze. De ce nu s-ar amalgama cu altă localitate? Și asta avem zeci de exemple. În Republica Moldova... Domnule primar, acest lucru ar trebui să-l învățăm de la europeni, în care lucrurile exact. Se întâmplă cu totul altfel. Exact, dar și vă rog eu să vă dau exemplu, la... un exemplu clar. Că să ne țineți la amalgamare toată seara. Nu, despre digitalizarea care spunea doamna primar. Ce fel de digitalizare dacă noi folosim încă ștampilele? Iată, exemplu simplu. Domn primar, dacă permiți eu să încep repejor, dacă vorbim despre parcursul nostru european, eu foarte simplu vreau să spun. Autonomie locală, descentralizare, comunități locale puternice, primării puternice, astea sunt noțiuni, evident, vin din sistemul acesta civilizațional. În alte părți a lumii este autoritar, este vertical, și noi prin asta am trecut și am văzut că asta nu este calea noastră de dezvoltare. În afară de aceasta, astăzi am vorbit foarte mult despre faptul că pentru a dezvolta localitățile noastre, pentru a întoarce oamenii în localitățile noastre, este nevoie de resurse.
resurse importante, serioase. Iar ceea ce este în prezent la Republica Moldova, sincer vă spun așa, în semiglumă, asta e foarte puțin, hai să-i spunem așa. E suficient și noi trebuie sute de ani ca noi să ne mișcăm și să atingem obiectivele astea de a întoarce. Noi nu avem așa o perioadă de timp, noi vrem să trăim acum și aici mai bine. Principalul vreau să spun că noi avem niște tendințe foarte pozitive. Noi avem posibilitate și capacitate încă o dată să învățăm repede și să ne mișcăm repede. Și administrația locală, și în genere ca țară, ca oameni și așa mai departe. Și de ce? E evident că este strâns legat tot aceasta de cursul nostru spre acest spațiu firesc, civilizațional și de altă natură. Deci întrebarea mea este și foarte scurt, 2 minute de dezbatere liber și cele 5 minute de concluzii. Dacă ajunge informația acolo în sate, dacă lumea înțelege această informație, dacă este suficientă această informație, pentru că orice proces trebuie explicat. Chiar dacă acest proces este gestionat astăzi de autoritățile centrale, nu trebuie să fie subestimat rolul autorităților locale în tot acest proces. Pentru că, așa cum au menționat colegii, primarii sunt cel mai aproape de cetățean și ei cel mai bine cunosc nevoile cetățenilor. De aceea, în acest proces, eu consider că trebuie să fie și alte mecanisme, alte instrumente, să nu fie doar orășelul european în Chișinău și la Bălți, pentru că doar așa mesajele nu ajung până la cetățenii care sunt de localitățile unde el nu vine pur și simplu în localitățile mari. Voi sunteți foarte aproape de Chișinău. Noi suntem aproape de Chișinău, dar avem sate unde cetățenii de unde ajung foarte greu. Și aici susținerea sau sprijinul din partea instituțiilor europene ar trebui să fie unul mult mai mare. Trebuie să fie o comunicare mai intensă cu autoritățile locale, fie că asta se poate întâmpla prin intermediul diferitor forumuri, congrese și așa mai departe, unde autoritățile locale își expun problemele, sugestiile și ei sunt cei care transmit mai departe parte mesajul în localitățile pe care le administrează. 1 și 2, promovarea. Am vorbit de orășelul european în aceste două localități, dar promovarea trebuie să se întâmple prin mecanisme mult mai diverse ca să ajungă până la fiecare cetățean din țara noastră. Dacă noi ne dorim în octombrie ca să avem un rezultat pe 20 octombrie și dacă rezultatul să fie unul de progres, de dezvoltare a comunității noastre sau să fim pe urmă judecați de generația care vine după noi, că nu s-a întâmplat ceea ce trebuie și nu a fost ales cursul direct. Pentru că, de fapt, politicul trebuie să mai departe să se subordoneze decizii pe care o va lua cetățenii în ziua când se desfășoară referendumul. Am înțeles, strict câte un minut pentru concluzii de la dumneavoastră. Începem, vă rog. Primarii sunt și trebuie să fie priviți ca și mesagerii probabil principali în procesul de integrare europeană. Pentru că atunci când într-o localitate este implementat un proiect finanțat, spre exemplu, de Uniunea Europeană, atunci acel primar are rolul să convingă localitatea și să arate cine, până la urmă, ține la acea localitate și o dezvoltă. Iată de ce în acest proces primarii trebuie să fie implicați, să aibă posibilitatea să participe în procesul decizional, de ce nu să participe în cadrul acelei comisii de integrare naționale de integrare europeană și să fie văzuți ca și parteneri. Mulțumesc foarte mult, vă rog. Deci, din anul 2015, când am început activa în funcție de primar, scopul a fost și era o noțiune. Comuna Gangură, o comună europeană. Și scopul a fost, prin toate proiectele care au fost făcute ca să dezvoltăm, să ajungem la nivel european. Iar parcursul nostru european a statului depinde cât de dezvoltat vom avea fiecare localitate în Republica Moldova. Câte mai multe exemple de proiecte dezvoltate. De aceea, și o să spun cu voce tare, dacă noi ne dorim parcursul european și vrem să fie o bună experiență, aprobați toate 750 de proiecte la statul european și asta o să fie un exemplu de dezvoltare a unui stat european. Eu văd altfel un pic lucrurile și consider că aici trebuie să punem accentul pe unitatea noastră, autorități locale, autorități centrale, structuri asociative, cetățenii simpli și să avem un mesaj foarte clar care să ajungă la urechea fiecărui cetățean din comunitățile noastre pe care le administrăm. Vă rog. Orice decizie care le-ar lua autoritățile noastre centrale sau cetățeanul de rând trebuie să luăm în calcul
interesul cetățeanului oricărui localități. De exemplu, la noi comună sau orașul Anininu este un oraș multietnic în care locuiesc jumătate la jumătate, atât vorbitori de limbă română, cât și vorbitori de limbă rusă. Deci este important să luăm în calcul și interesul cetățeanului care, așa noi numim, minoritate națională. De exemplu, eu voi fi mai explicit, deci avem liceu Mihai Eminescu și liceu Alexandru Pușkin. Cu părere de rău, ăsta la liceu, Alexandru Pușkin într-o stare mai rea și noi batem la ușa tuturor organelor ca tot să rezolvăm problema dată. Mă bucur că cei de la comunitatea mea care sunt, facem și noi parte, au rezolvat o problemă foarte mare. Anul acesta vom avea teritoriul pavat. Deci asta, eu vreau să spun, interesul cetățeanului, tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Și domnule Fur, 2 minute dumneavoastră. Da, principalul lucru pe care noi credem că este necesar să se focuseze toată lumea este că să se abțină de la orice acțiuni care ar pune sub semnul întrebare necesitatea și eficiența integrării europene de la toate aceste riscuri de a discuta niște teme destul de controversate în această perioadă și sigur că inclusiv de gen amalgamări, dezamalgamări și așa mai departe. De asemenea, cu siguranță trebuie a doilea lucru, este foarte important ca să se asigure sau să se demonstreze toate avantajele cu adevărat și oamenii să le simtă în localitățile lor aceste avantaje în calitate de curs, unic curs care este necesar nou. Și inclusiv prin ceea ce a menționat colegii referitor la finanțare. Și treilea lucru foarte important este comunicarea. Comunicarea, pentru că avem impresia că nu se înțelege și se tărăgânează o comunicare mai efectivă și mai comprehensivă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul a expirat. Sunteți atât de buni încât ar trebui, sunt convins, să fiți ascultați cât mai des. Eu promit că o să vă mai invităm la emisiune. Lucrul acesta contează enorm de mult. A fost bună seara, ne revedem joia viitoare. Bună seara!